25 grade de temperatură urbană, aproximativ municipiul Moinești, pentru perioada 2020-2030. Comisia de urbanism, de toate discuțiile de departamentului. Dacă mă sub proiectul la tot, ce ne se va întâmpla, votul împotrivă, pentru că abține de funcție. Comisia economică, dacă mă sunt întrebări, spune proiectul la urmă, ce ne se va întâmpla. Pentru. Pentru. Comisia de politică, discuții, întrebări, vă rog. Dacă mă sunt supune proiectul la vot, ce ne este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de regretu și cheltuieli de anul 2022 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, de vot, discuții pe tema drepturilor. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, ce ne este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, întrebări frumos. Supunem proiectul la vot, ce ne este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. O abținere. Comisia politică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, ce ne este pentru? Votul împotrivă, abțineri, două abțineri. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 116 din 16.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări tehnico-economice pentru extindere de rețea, canalizare, stație pompare, ape uzate, raportate la rețeaua de canalizare, raportate la rețeaua de apă și la rețeaua statală de extindere a incendiilor pentru obiectivul de investiții, construire bazic de bot didactic, strada George Cojuc, numărul 21A, Municipiul Moinești, județul Bacău, cea indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, întrebări discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Abținere, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 81/27/04/2022, privind aprobarea organigramei și a statului de funcție a Direcției de Asistență Socială Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Ce ne se întâmplă? Votul împotrivă, pentru a abține. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de împărțire între municipiul Moinești de Sud Bacău, România și municipiul Strășeni, Raiul Strășeni, Republica Moldova. Aducere de o proiecte de ordine de zi, în urma unor vizite de Republica Moldova și a întâlnirilor cu primarii din cele două autorități aici la Moinești, când am avut evenimentul de la 2 iunie, când am fost înălțarea și ziua eroilor, am ajuns la un parteneriat, să spun, un viitor parteneriat pe mai multe domenii cu cei de la, din două municipii din Republica Moldova, municipii cu peste 20.000 de locuitori, localități urbane, de fapt, am un municipiu, am luat la Modeni, de municipiu, eu sunt de din oraș. Este o de bun acord, dar o să vă uitați pe această invitație pe care ați primit-o la tine de municipiul Moinești, o să vedeți câteva evenimente realizate în parteneria cu dumnealor. La Festivalul Moineștean, ca juriul, președinte al juriului este de Republica Moldova, doamna Maria Stăianova, artista al poporului din Republica Moldova, din Strășeni, cât și grupul Ștefan Codător din Strășeni. Iar novembrie vine duminică cu un ansamblu folcloric și cu un artist al poporului
Moscovici și așa, sunt de asemenea niște concorduri. Iată, cu cheltuieli mai puține și cu parteneriate realizate, putem organiza un eveniment la nivel municipiului Moineș în acest an și nu numai acesta, dar credeți de aceea invitație că tot am intervenit acum pe ea. Avem biblioteca principală în linie la 15:30, când am primit denumirea de profesorul Constantin Lovin. Există avizii de la acea comisie de la nivel de Consiliu de Prefectură. Avem Moineșteanca, avem premierea cuplurilor de 50-60 de ani, premierea unei elevei care au obținut la 10 la baccalaureat. Dată și acest semnare acestui important protocol, care va avea loc duminică la ora 16:30 în cadrul unei ședințe de zile a Consiliului Local, o ședință care va avea un important, să știți. Pentru că e o ședință care se va convoca, o ședință fizică. De-aia vă rog să luați în calcul să fiți prezenți. Se va desfășura aici, la Clubul Ira, în sala de vizavi. Vor fi câteva filme atât de la nivelul municipiului Moineș, cât și de localități, cu care ne frățim, ne-am invitat. Nu știu dacă nu ești ceva, o să trimită. După care se va ține la protocolul și ne vom deplasa către scena din Parcul Băi, la 18:30, începând acest spectacol cu atât cu artiști locali, cu locali de Moineș, cât și cu cei care vin din Republica Moldova și la final, un alt interpret de muzică, nu știu care, Marius Vete. Da, vă aștept și sper eu să fie de bun augur în semnarea acestui protocol și împărțirea cu niște localități cu care, spun eu, suntem deja sură. Mulțumim mult, domnule primar, cu comisia de urbanizare, dacă aveți întrebări, dar nu sunt o corect la tot, și este pentru votul împotrivă pentru abținere de consens. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Spune proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, vă mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de împărțire de municipiul Moineș de Sud Major România și orașul Ialoveni, raionul Ialoveni, Republica Moldova. Comisia de urbanism, întrebări discuții pe tema proiectului. Dacă mă sunt sub un proiect de la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dar aveți întrebări, vă rog. Spune proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă și abținere. Mulțumesc. Comisia de Juridică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu, spune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii bibliotecii municipale din Ștefan Lucian în profesor Constantin Lovin. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă sunt sub proiectul la vot, ce se face? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind recompensarea absolventei din municipiul Moinești, care au ținut media 10 la examenul național de baccalaureat, sesiunea iunie 2022. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Spunem pentru la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești afectate de incendiu. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Sub un proiect de valoare, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc.
Comisia Economică, vă rog. Spunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere? Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind declararea monopolului imobil de teren de uz și de interes local și adresarea apartenenței acestora la domeniul public al municipiului Duminești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări discuții de tema proiectului. Dacă nu sunt sub un proiectul a fost, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind declararea monopolului imobil de teren de uz și de interes local și adresarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Duminești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. O abținere. Mulțumesc. 13. Proiecte de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești au fost suprafețe de teren situate în municipiul Moinești, strada Tudor Bradinescu, zona Bazar, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, ce să obțin, domnule? Nu am câteva cuvinte aici. Știți cu toții despre demersul pe care îl facem pentru a pune la dispoziție și teren de acces în spatele corpului ACC pe care le-am dat prin hotărâre de guvern Ministerului Sănătății Institutul Național Balnean pentru realizarea CVSX sanatoriale balneare. Pentru a realiza care de acces și o parte din spatare, cât și pentru proiectul pe care îl realizăm acum pe drumul național, cel pe Poim, să construim și acolo trotuarea pe via de preluarea cu via de pise de biciclete și intenționăm pasarele de la hotelul de strada Prietelor, e nevoie și acest teren de celul de familia Marian. Sunt doi proprietari acolo, domnul Marian și fiica, am avut câteva discuții cu dumnealor, ei au avut teren în zona Bazar, intenționam să-i punem la dispoziție să facem un schimb de teren. N-am ajuns până la ora aceasta la o înțelegere, dar până văd definitiva, v-aș solicita și aprobarea pentru a porni evaluarea terenului domnului Marian, în cazul care refuză acest timp să demarăm procedurile pentru expropriere, expropriere de utilitate publică. Mulțumim. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă vă supun proiectul la vot, ce este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Voturi împotrivă, abțineri, o abținere. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri situate în municipiul Moinești de Zurbatru, în favoarea SC-ului în drept de drum ESA. Comisia de urbanism, întrebări pe discuțiile de mandatului. Dar în sunt sub un proiect la vot, am înțeles domnul Agardine, vă participă la vot. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de ridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Deci, un vot împotrivă. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind închirierea pe licitație publică a unor loturi de teren situate în municipiul Moinești, strada Alântului Număr, pentru amenajarea unor parcări. Vă rog, lideri de grup, să facă nominalizați pentru comisie. Din partea grupului SND, propun pe doamna Răzăraie la Luca și pe domnul inginer Filor. Din partea grupului de sine, cu Sofia și cu la Cristian. Cu SRL mai propune? Cu SRL. Da, mulțumesc. O să trecem la votarea celor patru nominalizări. Comisia de urbanism, vă rog, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți și așa lucruri, sau întrebări, dacă nu supunem proiectul la vot, propunerile făcute la Comisia de urbanism, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia politică, dacă aveți întrebări, dacă nu supunem proiectul la vot cu propunerile făcute, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc, cu votul împotrivă. 17. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului numărul 4 situat în municipiul Moinești, strada Valdeța din piața agroalimentară pentru desfășurarea activității comerciale. O să rog pentru bună funcționare să acceptați nominalizările făcute pentru toate comisiile care vor urma, da? Comisia de urbanizare, sunteți de acord cu propunerile? Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de urbanizare, dacă aveți întrebări, supunem la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de ridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu propunerile făcute. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Domnule primar, domnule președinte, îmi cer scuze, va trebui să lipsesc vreo 10-15 minute am de oficial România, dar țin să fac mențiunea că sunt de acord cu restul proiectelor de hotărâre, cu vot în pentru. Mulțumesc. Mulțumim, domnul consilier. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea păstării imobilului situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, numărul 2, județul Bacău. Comisia de urbanism. Vă rog să votați aceeași comisie. Da. Uite, intervenție. V-am întrebat conștiința atunci când am preparat procedurile pentru raportul de evaluare și de această clădire care stă paragină în curtea liceului. După porțiți acolo, investim 3 milioane de euro în reabilitarea celor 7 clădiri de la liceu. Această clădire nu a fost fix prinsă în cadrul acestui proiect, nici n-ar fi fost folosită de către Grigore Popăcescu. Este și spasă din administrarea, din administrarea dumneavoastră. Știți cu toții cum arată, a fost cu pomii pe acoperiș, este deteriorată în mare parte. Poate un investitor, așa cum s-a găsit la celelalte clădiri și vedeți că una dintre ele deja prin demonturi, va prinde și acolo pături să realizeze o investiție, să plătească impozite la primărie, să plătească impozite pe salarii, să aibă angajat și celelalte taxe pe care le are între stat.
Eu zic că aceste clădiri pe care primăria nu le poate reabilita, nu le poate da folosință prin implementarea unor proiecte cu buget, cu buget atras în alte surse europene sau guvernamentale, din bugetul local nu am reușit niciodată să facem ceva din această clădire, de aceea vă rog să fiți de acord și să procedăm la licitația publică pentru a strina această clădire și a da viață. Mulțumim, domnule primar. Comisia de urbanism, vă rog să votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abține de consens. Comisia economică, dacă aveți întrebări, discuții, vă rog. Supunem proiectul la voi, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii prin negociere directă a terenului situat în municipiul Mălnesc, strada Tudor Brandinescu, cu locul 9, județul Bacău. Comisia de urbanism, vă rog să votăm proiectul și comisia pe care a analizat-o. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog. Spunem proiectul la vot. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Un vot împotrivă și o abținere. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului situat în municipiul Mâinești, data Vasile Alexandrin, numărul 22, de Sobacău. Comisia de urbanism, vă rog să vădăm proiectul și comisia analizată. Și cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, întrebă, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abține. Nu abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Două abțineri. 21. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Mâinești numărul 53 de 28.08.2008 și a hotărârii Consiliului Local Mâinești numărul 67 de 21.05.2009 privind trecerea locurilor de locuință pentru tineri destinate închirierii prin proprietatea publică a municipiului Mâinești și proprietatea publică a statului român. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog. Supun proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări, poftim domnul consilier. Singură precizare. Vă rog să fie îndreptat livrarea materialului de raportul din specialitate a nivelul 5, unde se vorbește de proprietatea privată a statului și proiectul se referă la proprietatea publică a statului. Deci e o mică greșeală să fie îndreptat. Domnule. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu se pune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Ședința de comisia va fi și o pauză de 5 minute, după care și mesaje de președintele consiliei, știu mai bine, alături de tatăl său. Aici trei demisioare de tenis de masă cu doamna Mihaela, antrenorul lor. Eu vreau să-i felicit personal, să adresez această felicitare și din partea dumneavoastră la Consiliul Local și celor care sunt astăzi prezenți în aparatul de lucru și de la instituțiile publice din Mâinești, pentru că ne mândrim cu acești sportivi și cu antrenorilor care promovează municipiul Mâinești și au rezultate deosebite, nu numai la nivel național, ci și internațional. Ați văzut pe ordinea de zi, având o
premiere a unei elebe de nota 10, spun eu că vom realiza și acest lucru, se premiere și pentru dumneavoastră tot în cadrul zilelor municipiului Moinești. Acest lucru fiind posibil doar cu decizia clubului sportiv. Așadar, o să vă așteptăm în perioada 10-11 septembrie, vă vom comunica ora și ziua pentru a primi și dumneavoastră câte un premiu din partea noastră a tuturor, a primării executive, cât și a Consiliului Local. Încă o dată felicitări, aveți sprijinul nostru prin condițiile pe care le creăm la toate școlile realizate terenuri de tenis sintetice pe tartan, dar mai nou, din luna septembrie, va demara și construcția terenului de sport în parteneriat cu OMB. 200.000 de rod sunt de la OMB, 500 și ceva de mii din bugetul local. Vom realiza primul teren de zbură din zonă, nu cred că mai este un teren de zbură în zona aceasta Moinești, Comănești, Dragonești, Dobna, un teren cu tribune, cu vestiare, cu un loc de aliment, cu acces limitat. Limita, să spun așa, bunului simț. Cine va avea acces acolo, o va face pentru aplicație online, îi se va deschide poarta, va avea un regulament pe care îl vom aproba în Consiliul Local, cine nu respectă, mai primește acces acolo. Dar accesul gratuit va fi pentru cei care vor trebui să se pregătească pentru competiții și pentru cei care vor să facă chiar și antrenament, vor fi elevi din instituțiile de învățământ din municipiul Moinești. Să știți că intenționăm pe aceste lucruri care le facem din banii publici să le punem gratuit la dispoziția elevilor din municipiul Moinești. Eu vă doar felicit și îi las pe ei să ne spună câteva cuvinte, fiecare despre invită întâi pe antrenori, după care pe copii să ne spună câteva lucruri. Vreau să stau și aici în Mie, sunt prea decenat, i-am pus la zi la cei filmare. Da, eu nu sunt antrenor. Este susținător. Da, mulțumim pentru sprijinul constant oferit. Într-adevăr, e o mică mare minune ceea ce se întâmplă cu tenisul. Dacă ai grijă de o investiție, de orice ceea ce îți propui, sigur că da, și dacă ai o viziune, poți să reușești. În ciuda tuturor vicisitudinilor și se deschid, apar la orizont potiție. Și pe scurt, în vara asta, nu pot să spun că visurile mi s-au îndeplinit, dar cam ce visam, se cam realiza. Sergiu chiar mi-a spus, după o finală câștigată la Hassel, pișcă-mă să realizez că nu visez. Da, ei se bat în spaniol pe scură, la categoria de vârstă Under 14, chiar e un rezultat meritoriu, oricât aș fi eu de subiectiv, fiind data lui. Da. Deci, pe scurt, mulțumim pentru sprijinul constant pentru o dată subliniez. Domnul primar, de fiecare dată când i-am spus păsul, a fost alături de noi și pe parcursul anilor și progresiv se vede că a fost o investiție. Că, așa când auzi, trebuie să mergem la un turneu în Franța, așa, nu e chiar ușor. Trebuie să mulțumim și cu Consiliul Local, că domnilor consilieri, categoric, sprijinul este al comunității, dar sportul cred că este unul dintre cei mai eficienți ambasadori și chiar să câștigi și chiar să fii pe teren alături de copii din marile orașe ale lumii, e o mare realizare pentru orașul nostru și pentru țara noastră. Mulțumesc, Sergiu, dacă vreți să spui ceva. Mă numesc Sergiu Urzică, practic tenisul de la vârsta de 5 ani și încă de mic simțeam nevoia asta că doresc neapărat să devin un jucător mare de tenis. Cu timpul reușeam să mai pun câte o cărămidă visului meu de a deveni un astfel de mare tenismen. Acum, la vârsta asta, eu cred că sunt în grafic. Având în vedere că sunt campion național și la simplu și la dublu. Recent, acum o lună, două, am câștigat în turneu în Belgia de categoria 1 tenis Euro. Un turneu foarte greu, la care participă cei mai buni din Europa. Nu e deloc ușor și vă dați seama că trebuie să muncesc tot timpul, să fiu tot timpul concentrat în ceea ce fac și fără sprijinul primării și fără sprijinul comunității Moinești, n-aș fi reușit.
tot ce fac până acum este o muncă comună, care toți ar trebui să realizăm în special el. Deoarece nimic nu se face, nimic frumos nu se face ușor în lumea asta. Și sper să continui și într-un final, peste vreo 5, 6, 7 ani, să reușesc să fac un bani de tenisul ăsta și să îmi trăiesc viața. Doamna Mihaela, antrenoare la tenis de masă, performanțe și aici, eleve de ale dumneaei, în lotul național, campioane naționale, vă rog. Bună ziua, mă bucur deloc să mă aflu în fața dumneavoastră și să vă povestim despre noile rezultate ale tenisului de masă mâine și anul în lume, pentru că de data asta am trecut granița. Campion național, lotul național, dar haideți să încercăm, am zis noi, să vedem cum este și dincolo. Toate că avea niște emoții imense, nu fusese niciodată la un campionat mondial, abia așteptam să ajungem, să vedem cum este. Surprinzător, fetele au jucat extraordinar. Am ieșit pe locul 5, din 26 de națiuni, peste 500 de jucători. S-a jucat pe 50 de mese, vă dați seama ce logistică imensă a fost acolo, ce... Da, noi nu văzusem încă nivelul la care se joacă acolo. Deci a fost extraordinar, fetele locul 5, la nivelul la care s-a jucat și valoarea jucătorilor, este un loc extraordinar. Deci, sincer, dar promitem că data viitoare, anul viitor, venim cu un loc mai bun. Se poate și mai bine. Cine ne-a bătut? Ecuadorul. Dar la limite ne-a bătut. 2-2 la meci, 1-2 la seturi, 10-10 Briana și asta este. I-a fost un pic teamă. N-a dat ea, a dat cealaltă și ăsta a fost meciul. Dar, vă spun, au jucat extraordinar. Și venim și cu un loc cu medalie de bronz din Bulgaria, unde fetele tot așa au făcut niște meciuri extraordinare. Și venim și pe plan național, cu un nou jucător, un nou campion. Deci, într-o săptămână, trei turnee foarte mari. Deci, Federația Română n-a mai avut timp să le țină, cum se țin separat. Le-au adunat într-o singură săptămână la muzeu unde am stat o săptămână. Nici n-am zis că o să facă față la categorie de plus. Under 11 este cea mai mică jucătoare. Un clasament extraordinar pe plan național, deci pe locul 4 în clasament, a fost și pe 3, așa, după care după turneele acesta este pe 4 și am zis că nu o să facă față. Foarte greu, deci după primul turneu, unde a jucat la o categorie mai mare, luăm prima medalie, medalie de bronz. Și zic, gata, o găsim, simt, nu-i mai spun nimic, nu mai are cum să facă și la al treilea turneu față. Ce-o fi, o fi, așa, se duce și mai au medalie de bronz. Deci, da, deci a fost undeva la niște turneu unde n-am crezut vreodată că o să facem atâta de... Dar vă spun, vedeți așa micuță. Ziceți că e fragilă, că e... Dar e o adevărată furtună la masă. Deci când ai intrat la masă, nu mai recunoști. Nu știu, este, eu îi zic, micul uragan. Deci când ai intrat la masă, deci nu știu, te bate de când... Lasă-mi tot de când. Da, hai să-și prezentăm. Vă rog. Sartenii Teodora, o cunoașteți. Au și medalii de bronz la echipe. Mulțumim ceva pentru susținere. Putem să spunem că ne mândrim cu medaliile pe care le avem, dar o să muncim cât mai mult cu seriozitate și o să înțeleg la 30 de ori. Vom munci cât mai mult pentru cât mai multe rezultate. Bravo! Vreau să-i asigur și pe ei, și numele executivului primăriei, a mea personală, și numele Consiliului Local, pentru că sunt în asentimentul meu, să susținem acești sportivi, să se deplaseze, să le achităm încazări și ordine de deplasare pentru a merge la aceste competiții naționale și internaționale, indiferent cât ar costa, să nu facem rabat, pentru că iată rezultatele spun cuvântul. Îi fericit, de asigur, de tot sprijinul nostru. În egală măsură, vă vom invita pe data de 10, cred că atunci când și premiata de la
de la bacalaureat va fi premiat în cadrul acelei întâlniri a vârstnicilor care sărbătoresc anii de căsătorie, să vă sărbătorim și pe voi. O să vă așteptăm și veți primi acel premiu. Vă mulțumesc încă o dată, felicitări! Să facă parte din această
această strategie. Te rog. Dacă îmi permiteți, George, în continuare. George, nu cred că merge voi, dar trebuie să mă ajute. Am să încerc emisiunea să mă ajute la derularea subaiei. Nu se aude ce trebuie, vreți la microfon. Bun, la microfon. E o chestiune tehnică de la George voi, dacă merge la urmă ajută la derularea asta, e absolut necesară. E frumoasă prezentarea așa. Diagnosticul pe care îl realizăm, analiza diagnostică a trigger-ului și
merge către starea viitoare de, de dezvoltare pe care ne dorim. Așadar, se definește o viziune, putem să mergem mai departe, o viziune strategică, o găsim la pagina 138, din strategie se definesc direcțiile, avem trei direcții de dezvoltare și o prioritate strategică, obiectivele, axele, adică tipurile de intervenții, acestea sunt axele și proiectele sau măsurile concrete pe care le propun. Lista de proiecte ce a rezultat în urma acestui proces consultativ și tehnici de lucru specifice. Am omis să spun că alături de noi se află comunitatea online și reprezentanta echipei de consultanță care a elaborat această strategie, doamna Valeria Sacal, și am să rog să aibă o scurtă intervenție, George, dacă pot să ne ajuți tu, să urmăm să ne puteze câteva din rezultatele cercetării din realizate pe parcursul elaborării strategiei. Lorela, ne auzi? Da, bună ziua, mă auzi, sper că vă auziți și dumneavoastră. Da. E ok? Bun. Mulțumesc pentru oportunitate. Câteva cuvinte așa despre partea metodologică ce a stat la bază elaborării strategiei de dezvoltare. În primul rând, o precizare generală. Tot cadrul strategic este cumva descris într-un regulament european, regulamentul 1030, care a fost definitivat în 2021 și traduc superior, inclusiv compilată și mondială, inclusiv cerințe formulate de Agenția de Dezvoltare Regională. Acest regulament european și aceste cerințe ale ATR-ului vorbesc pe lungă aspectele generale de care trebuie să țină cont în strategie legate de identificarea teritoriului, de analiza nevoilor, de analiza potențialului de dezvoltare. Un accent foarte important pe cadrul parteneriat, implicat atât în procesul de elaborare, cât și în partea de implementare a strategiei. Ca cadrul parteneriat înseamnă să punem la oaltă mai mulți factori locali interesați de proiectele care se implementează la nivelul municipiului. În acest context, elaborarea strategiei s-a bazat pe o serie de instrumente prin care funcționează o consultare online, o consultare realizată în comunitatea municipiului Mești, o serie de interviuri și discuții focusate pe grupul de lucru tematice și alte consultări în care am desfășurat și am analizat propunerea de concept strategic. Legat de consultarea comunității, eu nu văd slide-urile, sper să le vizualizați dumneavoastră. George, nu poți să le ajut slide-urile, dar te rog frumos în timp ce vorbești la noastră. Așa. Ok, mulțumim. În următorul slide, vedeți câteva detalii despre consultarea comunității, realizată în perioada noiembrie 2021, 7 februarie 2022. A fost rulat un chestionar, format din 28 de întrebări. Am avut 240 de participanți. Este chiar în ceea ce nu au fost reprezentativ, sunt relevant la nivelul comunității. Câteva comunții, vedeți pe slide-ul următor. De exemplu, aproape jumătate din participanți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de orașul în care trăiesc. Este un rezultat nu neapărat bun sau rău, cu atât mai mult cât cam 40% sunt indiferenți, nu se exprimă nici în mod pozitiv, nici în mod negativ. Dar rezultatul acesta este important ca reper al studii actuale, astfel încât atunci când urmărim implementarea strategiei și facem evaluarea modului în care a fost implementat, să ne uităm să vedem dacă acest procent a crescut. Deci este important ca această consultare a comunității să fie reluată în diverse etape, inclusiv la finalizarea implementării strategiei, respectiv 2027-2030. Din consultare vedem aspectele pozitive, respectiv ce apreciază locuitorii când e vorba de municipiul Moinești, sau aspecte de îmbunătățit. Toate aceste lucruri care vin, toate aceste concluzii care au venit din sondajul online, ne-au ajutat să rafinăm analiza SWOT, să vedeți pe slide-ul următor, câteva concluzii asupra analizei situației existente. Analiza SWOT este un instrument, este utilizat în orice document strategic în etapa de analiză. Ne ajută să știm ce valorificăm, respectiv câte detalii, ce trebuie să reparăm,
vizitelor noastre. Pe următorul slide, iar vedeți câteva rezultate privind percepția comunității. Ce consideră locuitorii că sunt cele mai importante domenii care trebuie să se integrină la nivelul localității? Și vedeți interesul pentru îmbunătățirea infrastructurii. Aici intră drumuri, alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale. S-au dezvoltat anumite de afaceri, digitalizarea și transformarea digitală a serviciilor publice. Vedem de asemenea interesul pentru dezvoltarea mediului de afaceri, la următoarea întrebare, ce se trebuie să se facă pentru dezvoltarea localității. Aceste dorințe ale cetățenilor sunt transpuse și se regăsesc în lista de proiecte. Tot în cadrul acesta participativ au fost organizate o serie de întâlniri, cum am focus grupuri. Am ales câteva tematici, le vedeți în slide-ul următor. Au fost patru grupuri de lucruri desfășurate în perioada 12 decembrie 2021. Le-am organizat pe tematici, dar tematicile nu au putut fi atât de bine separate de cealaltă. Este și un aspect de care ținem cont în strategie, pentru că strategia trebuie să aibă o abordare integrală de a rezolva problemele. Nu putem să vorbim despre conectivitate teritorială dacă să ținem cont de cerințele mediului de afaceri, nu putem vorbi despre dezvoltarea mediului de afaceri fără să ținem cont de măsurile care trebuie să luate în educație, de exemplu. Aceste întâlniri au fost continuate cu alte discuții, alte întâlniri consultative, sintetizate pe slide-ul următor. Au fost discutate atât propunerile de direcții de dezvoltare obiective strategice și au fost rafinate pe parcursul întâlnirilor desfășurate în noiembrie, în februarie 2022, în mai 2022 sau consultarea unui online realizat între 16 și 23 iunie 2022. Acolo am abordat o consultare prin care am întrebat locuitorii dacă se regăsesc în direcțiile strategice formulate, dacă interesele lor, atât ca locuitori, ca persoane fizice, cât și ca instituții sau ca întâlnite, se regăsesc în obiectivele strategice. Vedeți rezultatele pe slide-ul următor. Am întrebat inclusiv despre mecanismul de prioritizare a proiectelor, dacă este relevant. Și mai spun câteva cuvinte legate de acest mecanism. El ne ajută ca din lista lungă, pentru că strategia are o listă foarte lungă de proiecte care, evident, nu pot fi implementate în un an, poate nici în orizontul de timp, este ceea ce ne dorim să se realizeze pentru principiul Moinești. Dar mecanismul acesta de prioritizare ne ajută să ordonăm proiectele, astfel să țină cont de criterii de interesele tuturor factorilor interesați. Mecanismul acesta poate fi regulat de fiecare dată când se schimbă ceva, de exemplu, apar oportunități de finanțare, astfel încât proiectele care sunt relevante, care sunt importante, să poată fi și implementate rapid. Cam atât despre partea metodologilor de realizare a strategiei, dar sunt întrebări, vă rog. Mulțumim, Laura, mulțumim și colegilor care ne-au ajutat la tehnic. Continuăm cu slide-ul următor. Direcțiile de dezvoltare strategică. George? Viziunea strategică a municipiului Moinești, întoarcerea la viziune, care includează cele trei direcții de dezvoltare strategică și o prioritate strategică. Un spațiu urban modern, susținut de o economie solidă, atractiv pentru locuire și petrecerea timpului liber, antrenat de administrație dinamică și implicată. Continuăm cu direcția de dezvoltare. Observăm că inclusiv în cele plastic sunt reprezentate pe slide ca un mecanism care în centru are o administrație dinamică și implicată. Vorbeam de prioritățile care au rezultat din sondajul de opinie, din consultări, din tot acest proces de elaborare și de un proces participativ. Observăm că printre primele proiecte luate în considerare sunt cele de valorificare, așa cum spune mai accesul urban, adică a dezvoltare și modernizare rețelelor tehnică, evitare, pregenerare, spațiul urban, protejare mediului înconjurător. Pot să trec la următorul slide, pentru că și obiectivele sunt
la Direcția de Dezvoltare Strategică 2, Educația, dintre serviciile, atât partea de infrastructură, cât și serviciile tare, respectiv educație, sănătate, servicii sociale și servicii culturale, sportive, de petrecerea timpului liber. Direcția Strategică de Dezvoltare 3, Dezvoltare și Diversificarea Economiei Locale, care aici am să fac o paranteză, dacă în cazul celorlalte două direcții strategice, competențele administrației sunt și conform codului administrativ și la legislații specifice mult mai mari, este rolul nostru să intervenim în comunitate, pe spațiu public, să creăm dezvoltare. Iată că în ceea ce privește Direcția de Dezvoltare 3, lucrurile sunt puțin mai limitate și atunci orice efort pe care îl facem administrația, sau mai bine spus, administrația trebuie să facă un efort în plus pentru a identifica căile de cele mai juste de intervenție, astfel încât să fie sprijinită de a face. O cale ar fi o politică de dezvoltare a turismului, pentru că există un potențial specific în zonă și sunt proiecte de acest tip, creșterea competitivității mediului de afaceri și dezvoltarea învățământului profesional și tehnic și formarea capitalului uman, pentru că a fost identificat acest sector ca fiind chiar o componentă de specializare inteligentă a noastră, a localității, a zonei. Conceptul de specializare inteligentă este legat de ceea ce Uniunea Europeană încurajează comunitățile să facă, respectiv să încerce să-și identifice potențialul real și să investească acolo mai mult, acolo unde chiar există un potențial de creștere demonstrat, măcar într-o anumită perioadă de timp. Și în acest sens, o componentă a acestei specializări inteligente pe care am putea o avea înainte este cea a învățământului profesional și tehnic. Putem să trecem la slide-urile următoare. Am ajuns la lista de proiecte. Din punct de vedere, există foarte mare, sunt 163 de proiecte, dar așa cum spune, nu sunt numai proiecte, sunt nevoi ca idei de proiecte sau ca măsuri de intervenție în comunitate, care se pot transforma prin proiecte finanțate de fonduri nerambursabile sau proiecte, idei, intervenții pur și simplu ale administrației comunitate pentru rezolvarea unor astfel de probleme. Este structurată astfel. Am încercat să ne mărim șansele de a, mă rog, îndeplini acest criteriu pe care îl cer instituțiile finanțatoare cu cei la finanțare, adică să fie incluse ideea de proiect într-o strategie, așa cum am spus, și am abordat astfel proiecte de tip general, cele marcate cu verde sunt reabilitare, slash, extindere, slash, modernizare, orice am putea găsi ca astfel de finanțare a rețelelor de alimentare cu apă, de exemplu. Știu că am nevoie și că le trec într-un proiect global, dar am și proiecte punctuale, precum reabilitare sau consolidare sau modernizare, pot beneficia din găzărie, pentru că știu că am evaluat, am văzut, nu e bun, ai nevoie de intervenții, fac ceva în sensul acesta, am devarat un studiu. Așa au fost organizate, pe categorii de generale și specifice. Deci mai departe. Și observați cum am ținut cont foarte mult de rezultatul evaluărilor din perioada de elaborare, exact ce spunea și antevorbitoarea mea. Pare și că cele mai multe intervenții dorite de comunitate sunt cele pe spațiul public, pe partea de reabilitare a infrastructurii de drumuri, a infrastructurii tehnico-edilitare și multe proiecte, chiar cu ele am început lista. Încurajarea transportului alternativ și a modalităților de transport în comun fac parte tot din prima direcție, de asemenea, revitalizarea spațiilor publice, vedeți ce am trecut, spații verzi, abandonate din nou cu caracter general sau cu caracter specific, pietonizarea acestor și deschiderea parcului bune spre zona 2, sau regenerarea și revitalizarea zonelor urbane și modernizarea spațiilor publice din parcul central, pe care îl avem în vedere, viitorul apropiat și parcul tehnic. O parte din intervenții deja se cam petrec prin proiecte pe care le-am depus și urmează să le semnăm în continuare. Și încă o paranteză, n-am inclus niciun proiect în cele pe care le facem în momentul de față, pe exercițiul financiar actual, pentru că se încheie și nu firesc să nu fie previzionat. Mergem mai departe. Măsuri sustenabile de protecție a mediului pe parte energetică, de eficiență energetică și pe ce înseamnă identificarea și sau analiza fizico-chimică a izvoarelor cu apă sărată, pe lângă cele de la unul
3-1, până la 1-3-1-15 proiecte exclusiv de eficiență energetică, urmează proiecte de tip gestionare deșeurilor biodegradabile sau a gunoiului de graș în zonele preurbane. Sunt proiecte care au rezultat inclusiv din consultările pe departamentele de specialitate prin primărie și cu numărul de cetățenilor. Încă puține slide mai sunt. Revitalizare, reconfigurarea resurselor de apă, amenajarea infrastructură, dar nu poți întoarce tip de proiect specific, amenajarea infrastructură, punct de observare, de vedere, zona înaltă a Mijului Moinești. Sună proiect de turism, dar a fost încadrat la această categorie pentru că, într-adevăr, este un vorbit de revitalizare a spațiului verde, adică de a-l face mai atractiv și a fi integrat în zona verde acea intervenție a noastră. De a fi compatibil cu politicile de mediu. Mergem mai departe. Modernizarea infrastructurii de educație. La educație și în sănătate câte două lucruri. Sunt proiecte grupate pe partea de infrastructură și pe partea de servicii educaționale. La infrastructură vedeți sunt puține proiecte. Este unul cu caracter general care prinde orice am putea noi de bune de acum înainte pe școli, pe instituții de învățământ. Faptul că le-am rezolvat, să spunem, într-o anumită măsură prin exercițiul financiar actual, nu înseamnă că în următorii 10 ani mai pot apărea probleme la aceste școli. Și ca să acoperim în momentul de față această posibilitate, există proiectul cu caracter general. La servicii sunt multe care rezultă aceste servicii educaționale inclusiv din proiectele pe care le derulează Direcția de Asistență Socială, pentru că nu avem un rol direct în actul educațional care se petrece în școli. Dar avem un mare rol în ceea ce privește intervenția în comunitate din punct de vedere al accesului la servicii de educație sociale, medico-sociale, sanitare și educaționale pentru grupurile vulnerabile. Și sunt multe proiecte care rezultă inclusiv pe această linie. Mai departe mergem. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, la fel, cu intervenții în infrastructură fizică și dotare, sunt cuprinse toate intervențiile pe care le-am putea gândi de acum înainte, aici, dar și proiecte deja identificate punctual, precum extindere de loc maternă infantil, care e un proiect gândit și deja discutat și la care se lucrează cel puțin la nivel de căutarea surselor de finanțare. Creșterea calității serviciilor medicale, vedem tipuri de intervenții, la fel, legate de ceea ce se întâmplă la unitatea medicală la Spitalul Municipal de Urgență Moinești, dar și pe linia intervențiilor pe care le face Direcția de Asistență Socială. Creșterea accesului la servicii de sănătate comunitare și a celor de nivel secundar, special în zonele sărace, sau sprijinirea centrelor medicale de permanență și a medicilor de familie, care deja se întâmplă la nivelul municipiului Moinești. Promovarea și susținerea unui stil de viață sănătos prin prevenție, tot în sfera medicală, sunt campaniile pe care le-ar putea face de pe ONG-urile și pe care noi le sprijinim, înțeles că este sprijinirea, vorbim cu vorbim de intervenții directe. Și trecem mai departe, ca să finalizăm, da? Creșterea calității serviciilor sociale sunt proiecte multe, pentru că este o direcție activă, Direcția de Asistență Socială și cu adevărat bine conturate proiectele de aici. Dezvoltarea protecției sociale, în raport cu nevoile persoanelor vulnerabile, dar și servicii tratare, creșterea calităților. Mai departe, George. Cultural, sportiv, petrecerea timpului liber. Sunt deja amenajare de spații de joacă, cele care sunt trecute, care fac parte din exercițiul actual. Abia se semnează contractele, nu au fost semnate și atunci am dat un titlu de exemplu, însă sunt cu caracter general, amenajare de spații de joacă. Mereu va fi nevoie pentru așa ceva și eu cred că caracter general. Dezvoltarea infrastructurii, mediul de afaceri, infrastructura de atreme și sport, bazul de mod didactic a fost prins încă de la început, timpul ne-a arătat că putem să mișcăm mai repede decât planificarea pe care o facem, dar dezvoltarea infrastructurii, putem să continuăm. Sunt exemplificare, sunt multe, ar trebui să spun care dintre ele. Sprijinirea antreprenoriatului, mergem mai departe. Poți să mergi mai departe, George? Revenirea infrastructura turistică sunt deja clasice. Trasei de montare către munții Dușmanul Rezult, pentru că am văzut și la NTV. Sunt la fiecare eveniment pe care îl facem, trebuie să intervenim, să marcăm, să avem niște trasee foarte bine definite, clare, demarcate și amenajate corespunzător. De aceea, cei care se ocupă de turism au identificat ca necesară
aceste trasee turistice, inclusiv spre punctul de atracție Cetățuiei sau spre traseele montane din Munții Mușmani și Versmânt. Și într-o paranteză pe care o fac, pentru că vedeți la punctul 3212, descoperă Moinești, promovarea zonei și valorificarea potențialului turistic prin implicarea localnicilor în furnizare de servicii și experiențe. Sunt 9 astfel de proiecte care au rezultat dintr-o altă tip de consultare a comunității, de care noi suntem mândri și ne dăm seama că respectăm direcțiile pe care le impune Uniunea Europeană în acest sens. E vorba de acea implicare a mediului academic, a cercetării, care poate furniza date foarte relevante ce pot fi integrate în gândirea strategică și de planificare pe care se face ca autoritate. Și e vorba despre o colaborare pe care am avut-o împreună cu domnul. E o colaborare a Universității Mahala Arașa în Mahala, la Universitatea de Asia Alexandrii și mai niște a fost așa zis un living lab, un laborator viu. Am fost terenul de cercetare și ce a rezultat a fost venit pentru noi. Deci am fost o parteneriată lui meu. Haideți să mergem mai departe și, și terminăm cu punctul 4, care am fost suplantiv, învățământul profesional și tehnicul. Spuneam că și este luat în considerare, turismul curativ și recreativ. Aici, dezvoltarea și modernizarea administrației publice locale este ultima. Spuneam că este de o direcție de dezvoltare, e o prioritate pentru noi, pentru că e permanente, e transversale, e rotița de la mijlocul publicanismului. Sunt grupate în felul următor. Modernizarea administrației publice, care înseamnă faptul de digitalizare, de formare profesională, dezvoltarea dialogului social, relația cu cetățeanul și am introdus campanii de promovare acolo în de legislația pe care am simțit că nu este bine cunoscută de cetățenie, cum se întâmplă la legislația asociațiilor de proprietari sau privind măsurile de eficiență energetică cuprinse în FAEC și colectarea selectivă a deșeurilor. Dar și alte tipuri de intervenții. Dezvoltarea parteneriatului și cooperării este ce am făcut și astăzi, în momentul la ședința de astăzi, cu parteneriatele pe care le dorim să le promovăm. Și pentru ceea ce privește sănătatea și siguranța cetățeanului, dacă ai exemplu dotarea sprijinului voluntar pentru situații de urgență și compartimentului protecției civile din cadrul primăriei, utilaje, echipamente, vehicule necesare și mai ales construirea, reabilitarea dotată de posturi publice de protecție civilă, la care ca toate orașele stau destul de slab și importanță la timpul vedere. Cred că am încheiat, ar mai fi multe de spus. Mecanismul de prioritizare l-a explicat mai devreme doamna Sacal, cu la consultanță, o să mergi mai departe. Monitorizarea la fel a vorbit despre ea și finalizăm, ia să vedem ce mai avem. Sidul Moinești, da, e foarte important de subliniat că este un document dinamic, am zis, care poate fi actualizat, ajustat, adaptat, refăcut, revizuit în momentul în care apar nevoi, ce rezultă din nevoile localității, noi de nevoi care rezultă din consultarea publică și pot să apară și din solicitările instituțiilor finanțătoare, cum ar fi ADR-ul sau prin modificările legislative. Deci este un document care ar putea fi ajustat în funcție de aceste nevoi și aceste evoluții, pentru că arcul de timp e mai mare și pot apărea oricând astfel de modificări. Vă mulțumesc și pentru tot. Mulțumesc și eu, doamna Iarmeanu. După cum vedeți, nu e o lucrare simplă, am vrut să trec un punct la această lucrare. Vreau să mulțumesc și consultantul nostru care a realizat această lucrare și sper eu că nu am scăpat nimic din ceea ce dorim. Vedeți o mulțime de proiecte trebuie implementate toate, dar mare parte din ele vor fi recunoscute în perioada ce urmează. Sunt deja proiecte în curs de semnare la contractelor, sunt proiecte pentru care lucrăm la studiile de stabilitate, dar cerința este destul de mare, bugetul local este afectat și de aceste proiecte care sunt în derulare acum, pentru care am realizat și credite, cofinanțare de 2%, o mulțime de lucrări neeligibile. Sper eu că împreună să ducem mai departe ceea ce am început să începem aceste proiecte mai. Mulțumesc tuturor celor implicați și colegilor de primărie. Mulțumim pentru prezentare și cuvântul de sfârșit. Comisia de urmează să votăm proiectul.
Pentru. Da, mulțumim. 3.2. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, rămâne ce trebuie mai aici. Aș vrea să ne dați un pic de comisii să vă cer un amendament. Am solicitat o ofertă de preț pentru un afișaj electronic în Bancul Central, dacă ați observat de câteva luni, nu mai este acel ceas cu temperatură cu cea de acolo. Toți cetățenii solicită acest lucru. A venit o ofertă, este 1.700 de lei, 3 fețe de un cadran electronic. Mi-a dat doamna director economic și a introdus și această rectificare de cea de azi. Vă rog să vă dați avizul comisiei, pentru că care să treceți la discuție. O să încep cu Comisia de Urbanism. Vă rog, cine este de acord? Împotrivă, abținere. Comisie de Urbanism. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abținere, abținere. Comisia de Juridică. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Da, pentru acela proiectul numărul 3, o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, și o să luăm un raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 10 voturi pentru și nu abținere. Discuții, vă rog. Dacă nu sunt, să concluie cu raport, vă rog să vă dați. Proiectul a fost votat. Metru. 310 voturi fizic, 2 online și 3 abținere. Pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrățire între
municipiul Moinești, dreptul Bacău-România și municipiul Strășeni, Academia Strășeni, Republica Moldova. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții pe tema proiectului de hotărâre pe consiliat. Mulțumesc, domnule președinte. Zilele acestea am studiat ghidul de infracțiune a unităților administrative teritoriale elaborat de către Uniunea Europeană. Acesta cuprinzând două capitole. În primul capitol, referindu-se la unitățile administrative teritoriale din state care sunt membre ale Uniunii Europene, iar al doilea capitol între unitățile administrative teritoriale membre din statele membre ale Uniunii Europene și unități administrative teritoriale din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene în perspectivă europeană. Ce-am observat acolo, obiectivele elaborate de către Uniunea Europeană sunt mai îndrăznețe, zic eu, decât cele care ne-am propus noi. În schimb, e o prevedere care spune așa, Uniunea Europeană finanțează proiecte de înfrățire. Este adevărat că aici există o anexă unde Republica Moldova, de exemplu, nu este trecut. Având în vedere că s-a depus și cerere de aderare de la Uniunea Europeană, zic eu că nu este lipsit de importanță să încercăm un proiect de finanțare în sensul ăsta. O prima activitate eu v-aș propune, noi trebuie să înțelegem că nu aprobăm înfrățirea primăriei. Nu aprobăm înfrățirea comunității moineștene cu comunitatea din Strășeni. Parcă așa, Strășeni, da. Și zic eu, cu prima activitate ar trebui să facem, sunt foarte multe activitățile culturale organizate acum de zile municipiului, dar ar trebui o masă rotundă cu specialiști de domeniul economic din comunitate, nu numai din cadrul primăriei sau din societatea civilă, astfel încât să putem identifica și eu aspecte pozitive economice la ei care pot fi aplicate la noi, dar și de la noi pentru ei, chiar cu participarea Agenției de Dezvoltare din Nord-Est. Astfel încât știu eu aceste înfrățiri să aibă un impact pozitiv asupra evoluției comunității raportat la banii din buget care vor fi oferiți. Vă mulțumesc. Pot spune că deja am făcut un pas în acest sens, pe data de 2 iunie, când am avut acel eveniment, am avut să fiu primarul de la Strășeni și primarul de la Ialoveni, și domnul deputat Sfânte, cel care este președintele Comisiei de Integrare din Parlamentul European, cu câțiva funcționari din cele două primării. Am avut o întâlnire cu un reprezentant al DNI chiar în această sală, o întâlnire care, la care cei din Republica Moldova au vrut să acumuleze cunoștințe despre accesarea fondurilor europene, prezentând, atunci când am fost în delegație cu Asociația Stațiunilor Bancare, prezentând proiectele care se implementează astăzi în municipiul Moinești în finanțarea europeană. Am prezentat un interes deosebit și, drept urmare, mi-a solicitat să facem o întâlnire cu cei de la ATE, cu toate că la această oră ei nu au acces la fondurile europene așa cum avem noi, în acest format. Au acces de proiecte transfrontaliere și nu mai știu ceva la nivel guvernamental, nu pe ATE-ul. Dar o primă întâlnire de acest gen a avut loc, iar următoarele vă asigur că vom avea reușit și prezența dumneavoastră la Consiliul Local, chiar la ședință, la comunitații consiliere, la ședința Consiliului Local, poate vom merge și noi primul intervenții la dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim! Vă rog să votați proiectul. Proiecte de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrățire între municipiul Moinești și Dreptul Bacău-România și orașul Ialoveni, Craiovul Ialoveni din Republica Moldova. Raport Comisia de Urbanism. Aris favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aris favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aris favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții pe tema proiectului. Vă rog să vă dați proiectul.
Pentru. Pentru. Mulțumim. 18 voturi pentru. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Bibliotecii Municipale din Ștefan Lucian, profesor Constantin Clovin. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Discuții vedeva proiectului. Vă rog să votăm proiectul. Pentru. Mulțumim. 18 voturi pentru. 9. Proiect de hotărâre privind recompensarea absolventei din municipiul Mărinești care au obținut medalia 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie 2022. Rog raportul Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi. Raportul Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi. Raportul Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi. Discuții pe tema proiectului. Eu vă invit să participați la acest eveniment care va avea loc sâmbătă pe data de 10 la ora 10:30, așa cum scrie în program, când vom primi atât această elevă, atât elevii pe care le rezolvați dumneavoastră astăzi, care au rezultate naționale și internaționale, cât și premierea cuplurilor care au primit 50 de ani de căsătorie. Va avea loc și un moment artistic și o cupă de șampanie la final cu aceste persoane. Mulțumesc! Mulțumim! Vă rog să votăm proiectul. Pentru. Pentru. Mulțumim. 18 voturi pentru. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Mărinești afectate de incendiu. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe tema proiectului. Dacă vă sunt, vă rog să votați proiectul. Pentru. Pentru. Mulțumim. 18 voturi pentru. 11. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de imobil de teren bun și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al municipiului Mărinești Bacău. Raportul. Cum ați văzut, aș vrea să amintesc de la asupra de hotărâre, aș vrea să amintesc și importanța lui. Ați văzut că apar axe de finanțare pe PNRR. Una din este, din aceste axe, este și aceea de a realiza insule ecologice pentru colectarea deșeurilor. Ați văzut că am modelat 3-5 parcări din municipiul Mărinești, acele containere pentru deșeuri, pentru colectarea deșeurilor selectiv. Un impact foarte bun la nivel de interes al cetățeanului de ei. Mai e de lucru cu atitudinea cetățenilor. Am făcut demersuri pentru ca frecvența de ridicare a deșeurilor să fie mai deasă, adică în un zi în plus, și demersuri către toți agenții economici pentru a a-și colecta deșeurile pe fracții și a fi ridicate direct de la agente către operatorul regional. Au acest lucru în contract și vom trece chiar la măsură, dacă agenții economici nu vor înțelege ca acest deșeu reciclabil să fie dat direct operatorului, pentru un grafic stabilit de comun acord de către noi cu dumneavoastră. Era nevoie ca pentru realizarea a unui număr de 49 de platforme să atestăm o parte din ele care nu au fost atestate la domeniul public, când se întocmim cuțele și intabulăm. De aceea, din fața dumneavoastră, cu acest proiect, vă spun că vrem să îmbunătățim tot orașul cu astfel de recipiente și în mod mai elegant, să spunem, mai curat de colectarea deșeurilor. Și mai mult decât atât, mai vom mai depune un proiect de valoare administrativă 700.000 de euro pentru a realiza acele incinte unde cetățeanul poate depune acele deșeuri de construcții, de mobilier, de geam, de tâmpărie, într-un cuvânt, acele deșeuri mari
care nu pot fi depuse la, la vedere. Bineînțeles, totul este contra cost. Va fi realizat acel depozit. Cetățeanul care va merge să depună aceste deșeuri voluminoase va și plăti. Mulțumesc. Mulțumim, domnul primar. Domnul raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Discuții pentru la proiectul. Vă rog să votăm proiectul. Pentru. Pentru. Mulțumim. 18 voturi pentru. 12. Proiect de hotărâre privind declararea cuvântului bunului în imobile de rând de uz și de restaurant și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului de județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere. Discuții în tema proiectului. Vă rog să vă dăm proiectul. Pentru. Pentru. Mulțumim. 17 voturi pentru și abținere. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea legii de domeniul public în domeniul privat al municipiului Bănești au fost practică de teren situate în municipiul Bănești, strada Sfântul Vladimirescu, zona Mazara, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Discuții. Dacă sunt. Dacă nu vă rog să votăm proiectul. Pentru. Pentru. Mulțumim. 16 voturi, 18 în total, pentru. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre pentru atribuirea folosinței gratuită a unui loc de teren în condiții de lege numărul 15/2003 republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe de proprietate personală. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Mulțumim. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, votăm proiectul, vă rog. Da. Vă rog, domnul consilier. Am luat voturile, vă rog discuții. O singură problemă vreau să vă aduc la cunoștință. La articolul 2 din legea 15/2003 se specifică faptul că municipii și sectoarele municipiului București se atribuie în folosință directă o suprafață între 150 și 300 de metri pătrați, la orașe între 250 de metri pătrați și 400 de metri pătrați, iar la comune între 250 și 1000. Proiectul nostru de hotărâre se referă la 489 de metri pătrați. Dar fost invocat privind modificarea normelor metodologice în 2018 până la acest lucru. Știți că avea o discuție când am atribuit celălalt lot de teren. Prin care putem atribui până la 500 de metri. Că știți că zona Călimar și Țigar, mă rog, așa fiind numeroși, deci putem da până la 500. Puterea juridică a legii nu poate fi întoarsă. Este o lege a acestui. Da. Da, mulțumim, vă rog să le votăm proiectul. La mine abține, am greșit. Repetăm un pot. Vă rog să votați. Așa,
Pentru. Mulțumim, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea mașinierii directe a unui teren municipal de municipiul Moinești, județul Bacău, cu favoarea secțiunii de drept pentru domnul Piesa, raport comisiei de urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și o neparticipare. Mulțumesc, raport comisiei de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc, raport comisiei de urbanism. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Mulțumim. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, să spun proiectul la vot. Pentru. Pentru. La proiectul a fost votat 15 voturi. Și o participată la vot și unul împotrivă. Da? Mergem mai departe. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind închirierea de licitație publică a unui teren, plotul de teren, situate în municipiul numai strada Vântului Vădălumăr, pentru a aranja la vot la cădere. Raport comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și un vot. Mulțumim, să trecem la vot. Următorii reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru Curie
de administrație publică au un loc de pensii, poate că nu știu mai este strada a Franțului de Lumea, pentru a fi la scară o plătate a rezolvare de la Luca, cu Florin Lilian și Mergiu Sudeanț, eu, Pater și Cătat de Sudeanț. Sudeanț, Comisia. Mulțumim. Să considerăm în procesul de parte, rezultatul scurului. Acum, vă rog, dacă aveți discuții. Dacă nu, haideți să putem la vot. Pentru. Da. Pentru. 17 voturi. Pentru și 1 împotrivă. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind închirierea pe licitație publică a spațiului numărul 4 situat în municipiul Măinești, strada Vasile Alexandrie, strada Municipală, pentru desfășurarea activități economice. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu, vă rog să votați proiectul. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi.
ați publicat noului clădiri și de etapă verde, situată în municipiul Băinești, la acel cei numărul 2, județ Bacău. Comisia de numărătă a conturilor și stabilirea rezultatului votului se vede formată din vreme, pe care președinte din Dumnezeu, Sfânsinel, secretar, Marginea Cerului și Pascalismului, din adresat de Băinești, procedura numărarea voturilor. Din numărul total de 16 vechi de voți, sunt 14 valabile, 42 nule. În urma numărării voturilor, rezolvare la Luca, 13 pentru 1 împotrivă, Busuio Ciulian, 14 pentru 0 împotrivă, Gheorghe Corneliu, 13 pentru 1 împotrivă, cu dată Sfințineal, 14 pentru 0 împotrivă. Drept urmare, sunt desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local la Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru Dotarea Administrației Publice, a Imobilului Clădire și Terena Ferenț, situată în municipiul Moinești, strada George, Enescu, numărul 2, județul Bacău. Membrii titulari, rezolvare la Luca Busuio Ciulian, membrii studenți, Gheorghe Corneliu și Dacă Cristian. Semnează comisia. Mulțumim mult. Discuții pe tema proiectului. Dacă vă rog să votați proiectul. Mulțumim. 18 voturi pentru. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere direct la terenul situat pe Municipiul Moinești, strada Tudor Blanivescu, cu locul 94 Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Rog raportul Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și 4 voturi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru, 4 voturi și 1 voturi. Mulțumesc, trecem la vot. Trei nou și o abținere.
4 5 Mănești, data bazării de la primul 22. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri. Mulțumesc, trecem la vot. Întârzierilor, fie de ca urmare a intrării în zonă la
cu tot ceea ce înseamnă și mobilier acum, și grupuri sanitare moderne, cât și echipamente a echipii, proiectul care îl finalizăm în curând. Vă spunem că mâine vin cele 1465 de tablete, au fost montate tablete smart, fiecare școală, proiectoare, ecrane, laptopuri, un proiect de 3.400.000 de euro. Vineri seara, cu sprijinul unor interpreți locali de muzică de folk, avem o serată de folk pe dealul, pe parcul orizontului pe dealul Soiu. Vă invit pe toți care doresc să participați. Dar și pe data de 17, când va avea loc resfințirea protoieriei, știți cu toții, am contribuit și noi cu surse financiare la realizarea acestui obiectiv regional, vă spune, pentru că deservește întregul teritoriu al protoieriei Moinești. Deja sunt invitații făcute și-au anunțat vizita în proporție de 80% patriarhul României, Mitropolitul Moldovei și încă 5 episcopi, pentru că preoții din zonă. Va fi un eveniment mare la Moinești, dacă se va întâmpla și va da Dumnezeu să ne ajungă aceste persoane. Despre proiectele de derulare, nu le-aș enunța pe toate acum, le vedeți cu toții, se implementează, sunt greutăți în alocarea fondurilor la lucrări ineligibile, rezultate din scumpirea materialelor și a manoperei, nu știu cum o face față, dar până acum nu avem datorii la niciunul. Ne descurcăm cu pași și știm cu toții cum. De aia mai vin în fața dumneavoastră, mai vin de o clădire, un teren care nu ne folosește pentru a face rost de bani la bugetul local. Am mai semnat ministrul, de fapt, și noi electronic, 4 contracte de finanțare pentru 4 locuri de joacă pe strategia de dezvoltare urbană a zonelor defavorizate, un loc de joacă în parcul Tei, în fața spitalului, în valoarea de 80.000 de euro, și încă 3 locuri în valoare de 40.000 de euro, unul pe strada Propilor, unul în cartierul Mancan și unul în cartierul Căliman. De asemenea, este în licitație publică, bata sportivă, stadion mare, stadion mic, lucruri sanitare, vestiare, la stadionul municipal, valoarea proiectului de 7.4 milioane de lei, pe documentele pentru un scris la licitație se depun până pe 8 septembrie, pe 9 deschidere a ofertelor. Cum vă spuneam, celelalte proiecte sunt în curs de semnare, contractul de la spital pentru realizarea instalației electrice, cel pe realizări SF-ul de drumul național și, cum vă spuneam, celelalte, zic eu, că sunt destul de bine de urmate, așa că o succes dumneavoastră și nouă să te vedem. Mulțumim, Oana! O singură completare, ședința de 1 septembrie va fi în jurul datei de 15 septembrie. Tot după aceea să